Bună ziua! Facem astăzi o rețetă super gustoasă de guiaș. Este o rețetă netradițională. Vă invit să urmăriți. Pentru rețeta tradițională de guiaș, o să vă pun linkul sub video. Folosim 80 de grame de pancetta sau slănină, bacon, deci ceva cu grăsime. O să o topim și în untura ei o să prăjim carnea. Deci nu folosim ulei, se folosește slănină. Aici, neavând, folosesc pancetta. Topim. Cu 1,1 kg de carne de vită, am tăiat-o cu ulețe, o să prăjim în untura lăsată de pancetta, la foc mare. Am scos bucățile de carne, am lăsat doar untura. Amestecăm până se schimbă culoare. Din carne, o să pun foi de dafin și o să pun o ceapă mare, tăiată mărunt. Amestec și lăsăm puțin împreună. Din când în când o să amestecăm. Sare nu punem, să nu întărească carnea. Din condimentele avem nevoie de o lingură mare de chimen nemăcinat. Punem în mojar și îl sfărmăm bine. Folosim chimionul nostru european. Din păcate, multe țări în Europa au aceeași denumire amândouă, deci cumen, cumen, amândouă. Folosim chimionul nostru. Vă arăt diferența. Este închis la culoare cu miros foarte aromat al nostru, iar cel asiatic este gălbui și are miros de ierburi. Deci, folosim chimionul nostru, piper, o linguriță mică, maghiaran, o linguriță și paprică, o lingură mare. Trebuie să fie o paprică de calitate foarte bună. Am pus o lingură jumătate. Prăjesc chimionul chiar într-o linguriță de ulei. Prăjim puțin, pun și maghiaranul cu piperul. Prăjim foarte puțin. Deci aceasta este varianta de guiaș netradițională. Pentru tradițional o să vă pun linkul. Am prăjit un minut. Acum o să pun paprika. Amestec și eu și iau de pe foc să nu se ardă. Să nu o să aibă un gust neplăcut. O iau de pe foc. Acum o să pun peste carne. Carnea fierbe tot în apa ei. Punem paprika cu chimionul. Și amestecăm. Condimentele, pun cam 5 căței de usturoi am pisat, îi pun, amestec și cu ei. Deci până acum n-am pus deloc apă. O să pun apă fierbinte, cât să acopăr. O să pun și puțină sare, chiar foarte puțină. Și las să fiarbă la foc mic, mic spre mediu. Din când în când controlez să nu se termină apa, apa se pune treptat. Cum scade apa puțin, punem altă apă. Deci nu vrem ciorbă, vrem guiaș. Cum vedem că scade apa, punem câte un polonic de apă. Cu cât focul este mai mic, o să iasă mai bine. O să punem o lingură de ardei iute, pentru că nu are ardei. Asta pentru cine îi plac ardei iuți. Dacă nu vă plac, se poate pune cu ceapa împreună un ardei mare. Deci, cu ceapa. Scăzut destul de bine lichidul. Mai punem puțin, deci câte puțin punem.
Îi lăsăm să fiarbă în continuu până este carnea gata. Deci câte puțin se pune apa. Vă arăt două variante care se fac. Cartofi spălați, tăiați cubulețe și curățați, bineînțeles, sau macaroane, orice fel de macaroane. Ori se folosesc macaroane, ori cartofi. Le fierbem și se mănâncă lângă guiaș. Sau, înainte să se termine de fiert carnea cu vreo 15 minute, se pun cartofii direct. Eu acum, deoarece fac rețeta care se face în Suedia, o să fierb separat cartofii și o să fierb și macarone, să vedeți cum se face. Am pus puțină sare, când a fiert am pus macarone, cartofii la fel. A fiert 2 ore, l-am gustat, completăm cu condimente, punem și usturoiul pisat care a rămas. Lăsăm 2-3 minute, așa arată. Punem pătrunjel și stingem focul. Am stins focul, punem pătrunjelul. Guiașul nostru este gata. Așa arată. Deci am făcut cartofi și macarone. Punem din panceta care a rămas. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. O rețetă rapidă de guiaș. Vă invit să urmăriți rețetele mele, abonându-vă, apăsați clopoțelul și distribuiți dacă vă plac. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. Guiaș rapid. Se face în Germania, în Suedia. Găsiți ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!